am cumpărat produsele, din cauza vămii nu mi-au primit produsele, eu am vrut să returneze banii și nu mi-am mai returnat. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă vorbesc despre cum am vrut eu să deschid un magazin online și cum am pierdut vreo 500-600 de euro, cam pe acolo, adunate cu toate taxele, cu toate nebunile. Astăzi o să vă spun toată povestea de la început până la sfârșit. Sper să nu faceți și voi această greșeală pe care am făcut-o și eu, pentru că este o greșeală care cam toată lumea, dacă nu citește un pic și nu dă un research înainte cum nu am dat nici eu, poate să piardă banii ăștia, depinde de produse și, da, și taxele cât de mari sunt. Toată treaba a pornit când am putut să-mi deschid un magazin online, am avut niște bani strânși și am zis să-mi deschid un magazin online pentru că voiam să faci niște, că până la urmă n-ați faci un profit și voiam să fie cu niște genți, erau niște genți mi se pare, cu niște accesorii, erau cam așa, cam mai multe chestii, ceva gen de fete, că am zis că bă, mă gândiseam la un nume de site, le puneam pe site și le vineam și scoteam profit, nu pot să zic cât era profitul, dacă era de 200%, pentru că trebuia să investești și în reclamă, adică nu erau doar produsele, zicem, le luam cu 100 de lei și le vendeam cu 400 de lei, nu, trebuia să investești și în reclamă, erau mai multe chestii, în facerea site-ului, să investești niște bani și am vorbit eu cu un supplier din China, o să vă pun și screenshot-urile cu produsele, să văd cât am voie să, să vă arăt, o să vă pun cam pe aici, nu știu, screenshot-urile, cu toate produsele și câți bani am cheltuit pe ele cu toate taxele. Am vorbit cu supplierul, ne-am înțeles la preț, nu știu dacă le-a lăsat mai ieftin, cred că le-a lăsat cu un euro sau doi la el, adică nu era mare diferență. Am vorbit cu supplierul, am zis să facem deal-ul, mi-am dat adresa de livrare, am plătit banii înainte, au ajuns coletele la vamă și de acolo a început toată nebunia. Eu în perioada aceea, eu eram internat la spital și a trebuit să rezolv cu niște documente pe care le-am primit. Nu știu dacă știți voi despre codul EORI, ce conține pachetul și nu puteam să import pe persoană fizic. După aceea am aflat că se deschide foarte ușor un PFA, în vreo 3-4 zile, dar nu am știut la momentul acela. Și nu aveam cum să import pe persoană fizică, teoretic, pentru că eu puteam să import pe persoană fizică numai dacă îmi făceam acel cod EORI plus alte documente necesare. Am vorbit cu o firmă care se ocupă de toată nebunia asta cu vama și într-un fel m-au ajutat, ei mi-au făcut cod EORI, mi-au cerut niște date pe care să completeze ei alte documente și să facă toată treaba. M-au întrebat ce produse am acolo și am spus că niște jeans și m-au întrebat dacă apare logo-ul unei persoane, unei firme, cum ar fi, nu știu, Gucci, Louis Vuitton, cu branduri cunoscute. Și am spus că nu, n-apare niciun brand, nu am nicio treabă. Și le dau o poză și mi-a spus că modelul este asemănător și s-ar putea să îți rețină toată marfa la vamă de către vameri și să dea și o amendă de 6.000-8.000 de lei. Le-a spus, domne, nu are nicio treabă cu firma Louis Vuitton, Gucci, whatever, și ar trebui să meargă totul ok, adică importul să se facă ok și să nu fie nicio problemă. Le-am explicat firmei de la vamă, pentru că eu, pe persoană fizică, eu cum ar fi, eu am vorbit acolo unde era importul la vamă și mi-au spus că nu pot să import pe persoană fizică, chiar dacă mergea să import pe persoană fizică. Și de aceea am vorbit eu cu această firmă care să fie un intermediar la... Mi-a spus această firmă că nu se poate face negociul pentru că eu am niște jeans de la Louis Vuitton și de la Gucci și o să primesc comandă de 6.800 de lei. Și mi-au spus că ei nu fac treaba asta sau ceva genul, nu știu ce au înțeles ei, dar eu le-am spus, domne, nu este problema voastră dacă mi-au eu amendă sau dacă mi se confiscă asta. Voi ocupați-vă de făcutul actelor și de acolo rezolv eu. Ei mi-au spus că o să trebuiască să plătesc și la ei, că am plătit și acolo pentru că mi-au făcut codul EORI și actele. Mi-au cerut în jur de 150 de euro toată nebunia asta, adică să completeze niște date. Niște hârtii. Am spus ok, faceți și codul EORI care costa vreo 25 euro sau 3 euro și le-am zis, bă, ok, faceți și codul EORI și totul să fie ok, totul să meargă ok. Mi-au spus după la o zi că nu poate să-l facă și să-l plătesc suma de codul EORI plus ce-au mai făcut ei cât timpul acordat.
Asta după vreo telefoane cu vreo 3 operatori de la această firmă. 3 operatori. Unul vorbea cu Mihai, vezi că ți-am trimis codul EORI pe e-mail. După aceea mă suna Georgeta, zici și mie numele, zici și mie din ce material sunt confecționate gențile. Și tot așa. Până când următoarea zi mi-au spus că, domne, nu putem să îți importăm pentru că astea sunt sub sigla lui Roși. Le-am spus că este problema mea dacă îmi confiscă marfa și dacă îmi dă amendă, așa că doresc să-mi faceți documentele. Mi-au spus că nu se mai ocupă pentru că le este frică că o să aibă ei o imagine proastă. Ok, am zis ok. Am zis că returnez marfa, nu mai primesc coletul. Am vorbit cu supplierul din China, era o domnișoară. Cred că dacă vă arăt conversația, nu cred că mai am. Nu mai am conversație pentru că n-am dat backup la WhatsApp, dar conversația era foarte, foarte, foarte lungă. Eu în care ziceam să-mi facă retur la bani și mi-a spus că nu se poate. Știu că pare ciudat, dar mi-a spus că nu poate să-mi returneze marfa deoarece coletul se va duce în Italia și se va distruge. Știu că pare ciudat, dar cam așa s-a întâmplat. Eu o să vă arăt că am comandat și că am dat banii și așa, pentru că nu am de ce să vă mint, dar nu am primit nicio marfă pentru că nu am primit marfa pe bune. Banii nici până în momentul de față nu au fost returnați. Eu am avut o pagubă de în total cu codul EORI, cu toată nebunia și banii ca banii, aia 500 de euro sau 600 de euro. Era evoluat și de timpul meu pentru că eu eram în spital, trebuia să dorm. Și era toată nebunia asta că bă, să rezolvăm cu actele, să facem extras de cont, m-am dus, deci eu și acum țin minte când eram în spital și m-am dus în pijamale, m-am fost să mă schimb la vestiar și m-am dus la bancă, că era o bancă, când m-am dus la magazin să-mi iau ceva de mâncare, i-am văzut și Banca Transilvania. Și următoarea zi a trebuit să scot un extras de cont și mi-am dat aminte, bă, e o bancă transferată lângă noi. Și eu m-am dus, m-am schimbat și m-am dus și am luat extrasul de cont. Cam asta a fost întâmplarea. Concluzia care ar fi? Concluzia ar fi că, dacă nu încerci ceva, nu ai de unde să știi că, bă, este problemă. Nu ai de unde să știi că este o problemă acolo la vamă și că nu se poate și că nici o firmă intermediară pe care am plătit-o nu a vrut pentru că strică imaginea dacă coletul va fi reținut de vamă. Ceva foarte, foarte ciudat din partea lor, ciudat și din partea supplierului, pentru că nu o să mai comand dați-mă niciodată de la el. Da, și cam asta a fost experiența mea. Eu sper că v-a plăcut și v-a deschis capul în a da un research pe anumite subiecte, cum ar fi magazin online sau supplier din China sau retururile nu se fac, nu-ți dă bani înapoi și multe alte chestii pe care să aveți un pic de habar. Alte domenii de a începe o afacere, poate n-ar trebui chiar, ai bani, nu-ți trebuie chiar așa mult research, dar pe treaba să magazin online chiar ai nevoie de un research puternic. Cam asta a fost videoclipul, sper să nu faceți voi această greșeală sau dacă ați făcut, spuneți-mi și experiența voastră în comentarii cu vama, că poate voi ați avut experiențe plăcute cu vama. Și cam asta a fost videoclipul, eu am fost Nicolae și salut! Zi frumoasă, continuare! Thank you.